Râs cu Rusu și Andrei. Capul sus dimineața la Kiss FM. Hai că mai avem un telefon. Bună dimineața. Bună dimineața. Da, de aici. Alo, bună dimineața. Neața. Vă scuzați, era cu oile și eram atent, ascultam. Ce fac cu oile? Bine, dar ne-a mai sunat domnul cu... Bine, când v-am sunat, că nu știu. Păi, dar nici noi nu știu. Cu Olic, da, probabil. Ar mai fi și alți, alt coleg de-al tău, scuze. Alți colegi, Ionuț, care probabil, da, că noi n-avem ce face, ascultăm Kiss FM. Păi de-aia ne ascultă oameni, să știi că în general... Dar cum o zice, parcă e la... Suntem persecutați cu Kiss FM. Aici, în temniță, ce să... Dar numai Kiss FM ne dă. Bun, nimic, nici Trinitas n-avem nimic, trebuie să ascultăm Kiss. Pâine și Kiss atâta. Ieșim de pe radio, rămânem pe live-ul de pe Facebook, intrați acolo să ne vedeți. Kiss FM România pe Facebook. Tu ești amator. Nu avem ce face. De reclame. De-aia avem multe bani, reclame. Salariile de unde crezi? Salariile trebuie să se plătească. 17.000 de euro, cum îi facem altfel? Uite că ne mai sună cineva. Hai să mai luăm un telefon așa. Ia să vedem. Alo, bună dimineața. Bună dimineața. Alo, bună dimineața. Neața. Neața. Cum te cheamă? Sunt Dorin, sunt de la Cluj. Acum vă sunt din Franța. Din Cluj, din Franța. Din Cluj, de lângă... Bine, eu deloc sunt din Cluj. Da. A, și ești, dacă... lucrezi acolo, în Franța? A, păi lucrez... Nu, s-a dus la furat. Da. Cu camionul. Are o problemă cu oameni. Cu camion. Are o problemă, Ionuț, cu ocupațiile oameni. Tot timpul îi întreabă de bun, lasă, da munca. De unde, ce faci acolo? Dar este, ai pus pauză între de și loc sau este deloc sunt din Cluj? Deloc, am înțeles. Zi, Dorin. Avem acolo doi profesioniști ale glumelor. Hai să facem o glumă despre una dintre meseriile lui Rusu mai veche, de un șofer. De șofer de tir. Da. Nu de tir, de taxi, de oricare. Cum că mulți dintre în România sigur sunt la volan care vă ascultă. Da, corect, cu siguranță. Hai să facem una despre ei. O glumă despre șoferi. Despre șoferi. Dar eu uite, de exemplu, când eram șofer și mergeam că... Ai fost șofer, stai puțin că asta. Da, șofer de tir. Asta e prima glumă. Am fost șofer de tir. De ce nu vorbești numai despre asta? Asta i-am zis. Păi lucrez asta, dar ideea e că nu eram bun, adică eram foarte prost. Păi tot, eram la modul adică loveam mereu. Ce-ți lipsea? N-aveai tot. Prosop? N-aveam ciconițe, nici numele. N-aveam nimic. Dar eu eram atât de prost la modul că eu credeam că femeile de morav ureșoare din parcări sunt nevestele celor la striști. Și unele chiar erau. Dar ideea e că nu... Da, nu, dar mi-am dat seama după aia când... cu pachetelul, că era chiar... Măi, să nu uiți. Mi-am dat seama când o nevastă a intrat la colegul celuilalt, i-am zis că, băi, nu e ok, adică voi împărțiți nevestele între voi și a zis, băi, nu, e musulman. Da. E musulmancă. Apropo, viața de șofer, mai ales pe tir, este o viață singuratică, așa e. Păi, da. Adică pentru ei e nevoie de femei cu moravuri ușoare. Păi de-aia au apărut. Da. Adică cam greu să se completează. Așa, e o relație faină. Ar fi fain să vezi o poveste dintre un șofer de tir și o femeie de moravă ușoare. O femeie de care se îndrăgostesc și își fac o relație, clădesc o relație. Da, după aia se acceptă unii pe ceilalți. Ea pleacă la muncă, el pleacă la muncă și... Da. O să fie nașpa la nuntă. O lasă la muncă. În fiecare zi sau așa, o lasă în drum spre muncă. Nașpa o să fie la nuntă, mă gândesc. Fie că o să fie toți colegii care au mai fost și ei pe acolo, știi? Și... O să fure mireasa pe rând. Cred că o să fure mireasa. Colegele o să stea numai afară. Dacă vreți, puteți să vă dați căștile jos. Da. Că nu mai avem ascultători pe fir. Aoleu. Da. Eu i-am zis, mă, deci Ionuț are niște povești extraordinare, dar nu le... Bine, fiind la început, știi că bănuiesc că dacă ți amintești în urmă cu mulți ani când te-ai apucat, îți e greu să identifici unde e funny, dar trebuie să pornești, fii atent. Ca idee, trebuie să pornești povestind sau scriind lucrul ăsta. Bă, am fost șofer de tir, ce s-a întâmplat acolo, care era treaba? Și pe parcurs se adaugă. Eu asta am spus, el mai povestește mie niște chestii uneori, de mă tăvălesc, nu mai pot, deci mă tăvălesc pe jos de râs. Și zic, de ce nu zice asta în stand-up? A, nu, că nu. El ce-a încercat, dar bine, asta îți dai seama că a văzut greu și până el. La... El a încercat să facă glume, cum face lume, știi? Dar nu le-a luat, bă, ce am eu?
Dacă știi, e, personal, poți să urmărești niște stand-up personal de la ăștia care o iau, care o fac foarte personal, așa, care au niște povești foarte personale și se duc acolo, adică dau afară niște chestii dinăuntru, așa, să vezi cum e și o atitudine, e și un fel de a povesti, adică trebuie să urmărești, că asta așa am ajuns să facem. Da. Înainte făceam glume pur și simplu, erau chestii de dragul glumei. De dragul glumei. Și mai observații sunt și după aia mai văzut la unul altul cum face și cum dă din el așa niște treburi. Și mișto zona. Bă, uite, vă povestesc, dar înțeleg ce zici. Odată ce nu ai experiența de pe scenă, să te simți confortabil de a vorbi despre lucrurile astea, nu e simplu. Da, dar asta o faci prin show-uri, făcând de spectacole să pe scenă. Show-uri și ia-ți, uite, zic în felul următor, fă-ți un 7 minute de glume. Și pe aia la 3 minute la sfârșit, bă, am și vreau, pot să vă zic o poveste, o chestie personală, nu e încă lucrată, poți să o anunți, poți să o pregătești ca oamenii să fie indulgenți cu tine, că e și stresul ăla, frate, da, hai, unde stai? Dar de ce la sfârșit? N-aș da la sfârșit. Mă rog, dar nu, că am văzut că la sfârșit se mai dau chestia asta din ce am văzut. Depinde, da, depinde. Dacă tu ți-ai făcut treaba foarte ok și oamenii sunt cu tine și te-au acceptat așa, mamă, gata, e mișto, da. Poți după aia să faci asta. E că tehnic e un bonus, practic. Eu așa am făcut mereu, eu care sunt pe povești personale tot timp, că asta vorbeam cu Mane aseară, știi? Exact asta, că el zicea că, bă, da, uite, văd că la tine ești pe povești personale foarte multe. Și am zis, bă, eu, ăsta e stilul meu de, acolo mi se pare funness-ul și e și ca o consilier, nu știu, adică când e ceva funny, să simt nevoia să, și mai ales dacă ai și experiența să-i adaugi glume în poveste. Da. E foarte mișto că are niște povești. Eu, de exemplu, toate poveștile mele de genul ăsta le-am transformat în, și de obicei au fost closere. Că fiind poveștile bune, fiindu-mi drag să le povestesc, na, le-am și adăugat. Dar are și asta, Ionuț, niște povești foarte, foarte funny. Da, și niște... să ajungi să găsești, să construiești, să-ți faci glume pe ideea asta. De... Dar poate nu ți se potrivește, poate tu ești așa, ești într-un mediu relaxat, dar pe scenă îți merge altfel. Caută, nu știu, e o perioadă... Asta de început este o perioadă de căutări și de... Știi care e problema? Asta e la el, știu, nașpa. Știu. Pentru că nu e chiar de început. Nu mai adică e de început în stand-up, dar oamenii vin cu niște așteptări. Da, dacă poți să vorbești cu ei, eu mai fac chestia asta. Uite, chiar aseară am avut spectacol în Arena. Nu, alaltă ieri seara am avut spectacol în Arena. Aseară a dispărut noaptea, incredibil. Și pentru că am avut un chef, o poftă, nu știu ce, tot încercam să fac o poveste despre cum am făcut eu o vasectomie și a rămas soția însărcinată. Ca situație mi se pare foarte ofertantă, foarte ofertantă. Dar nu asta e gluma. E funny dacă o povestești la oameni că te cunosc și nu știu ce, dar nu asta e, nu e aici gluma. Pentru trebuie să o duci undeva, pentru necunoscut, trebuie să-i faci ceva. Și aveam poftă, pur și simplu, că era publicul cu mine acolo, îi luasem, aveam poftă să fac, să le zic povestea asta. Hai bă, poate iese ceva funny. Și ieși până la urmă ceva funny, că ideea era că când face bărbatul vasectomie, în spate e influența foarte puternică a femeii, a soției, că ea mai mult vrea pentru familie să faci vasectomie, că dacă ai niște copii, îți propune, bă, hai să faci, că e mult mai simplu la bărbați decât la femei această metodă cu contraceptivă definitivă. E mult mai simplu decât tăiarea trompelor și așa mai departe. Și aici poți să faci o glumă. Femeile au elefanță, nu? O prostie din asta. Dar care să te ajute să menții povestea într-un fel. Nu. Și ideea era că odată ce ai niște copii și ai o familie, femeia știe că bărbatul este foarte alunecos. În general, bărbații sunt alunecoși. Dacă te duci la o petrecere și bei ceva, vine una la tine că trebuie să-i place de tine sau nu știu ce urmărește ea și poate să se folosească de tine, face sex cu tine și după aia se folosește rămână... de tine. Da, nu, la modul, nu că se folosește, tu ești, dar să rămână însărcinată, la modul ăsta, să rămână însărcinată. Mai ales dacă ești și... mai ales dacă ai un statut așa, e foarte, poate să vină și pac, am rămas însărcinată și te lucrează, poate să te lucreze emoțional. Bă, dar ce faci cu mine? Dar eu vreau să păstrez copilul, dar da, poate să-ți distrugă un pic viața. Așa, dacă ai vasectomie, ca să ajungi, dacă una vrea să-ți distrugă viața și îți vrea statutul social, deci aia trebuie cumva să te mențină beat cât mergeți la analize, cât îți extrage spermatozoizi din testicole, după aia faci inseminare in vitro. Deci e un proces lung. E un proces lung în care trebuie să te mențină constant beat ca să ajungă după aia să rămână sărcinată și să fie, bă, ce facem acum? Ce faci? Da. Dar îți dai seama ca idee cât e funny, ceva, da. E ceva funny,
dar durează până o explici să o faci funny. Te-ai murdărit un pic, Ionuț, aici. Un pic? Suntem o echipă, mă murdărești și eu pentru tine. Acum suntem o echipă! Subscribe!